un nou episod din Elodia, aici Dan Diaconescu. Eram sarcastic. După cum spuneam aseară, vin acum cu o explicație despre acel video. Am primit un mesaj, adică nu am primit un mesaj, am primit mai multe mesaje de la o persoană care momentan este anonimă și probabil va rămâne anonimă. Nu am primit un singur mesaj, am primit mai multe mesaje. Acea persoană nu știu dacă este reală și nu știu dacă joacă la Cacealma sau nu, sau încearcă să mă intimideze. Nu știu dacă este, nu știu, Ilie, nu știu dacă este Roman, nu știu dacă este Iliuca Bro, nu știu dacă este altcineva. Pur și simplu am primit niște mesaje în care s-a menționat și lucrul că o să fiu dat în judecată. Pe lângă mesajele, le-am primit și alte mesaje care, să știe toată lumea, le pot folosi în favoarea mea, precum am fost șantajat, precum sunt șantajat, precum, încearcă să mă intimideze și anumite chestii. Pentru că persoana care mi-a scris în necunoștință de cauză, pentru că s-a ajuns să vorbim niște chestii care le pot folosi acum în favoarea mea. Deci, nu știu cum să vă explic. Și să fiu dat în judecată pentru că mi-am exprimat eu părerea mea și opinia mea de persoană la un film care există deja pe internet. Eu nu am venit să creez un film, nu am venit cu o poveste, eu pur și simplu am comentat o poveste care deja există pe internet. Ceva genul, am comentat un film, am criticat o melodie, am criticat un actor, am criticat o persoană publică, cum și eu de asemenea sunt o persoană publică. Asta puteți să vă dați seama ținând cont că am și un nume de marcă înregistrată. Dacă nu mă credeți, puteți căuta, încă nu vă dau detalii. O să dau detalii la momentul potrivit, pentru că nu vreau să fie folosite împotriva mea. Dar până una alta mă puteți căuta pe Facebook, că nu sunt un ciurea burea și nu mă dau mare cam 20.000 de subscriber, pentru că pe Facebook am 191.000, am avut 201, nu mai știu, mii de like-uri. La o pagină care se numește Mihăile Ștefan, o găsiți în descrierea acestui videoclip, o găsiți pe descrierea canalului, plus că mai am încă o pagină care la fel se numește Mihăile Ștefan și acolo am pe undeva la 115.000 de persoane care mă urmăresc. După cum spuneam, nu sunt un ciurea burea și știu cum stă treaba, doar că eu nu m-am afișat pe YouTube, pentru că YouTube-ul nu este o platformă din care să fac un profit, să trăiesc și eu cum trăiesc alții în România. Eu m-am axat pe alte chestii și am intrat în chestia asta cu YouTube, dintr-o prostie. Pur și simplu am vrut să-mi exprim părerea mea, am vrut să comentez niște chestii care pe mine m-au deranjat. Ei bine, aseară am primit niște mesaje în care am fost amenințat, după cum ați văzut toți, că o să fiu dat în judecată. Repet, nu știu dacă persoana este reală, dacă nu este reală, nu știu dacă a încercat să mă intimideze, dacă a încercat să joace la Cacealma, să mă facă să șterg toate videoclipurile sau chestii de genul ăsta. Nu, videoclipurile nu le-am șters, videoclipurile le-am pus pe privat, pentru că am considerat că așa este mai ok și o să rămână pe privat dacă se liniștesc apele. Sper să nu apară acum videoclipuri din alea să zică că am venit eu cu minciuni și că de frică am șters videoclipurile și că nu știu ce, pentru că nu o să se oprească aici. Eu deocamdată vreau să mă opresc aici pentru că nu mai are rost, deja am vorbit prea multe și am zis prea multe și ați văzut și voi și toată lumea vede că subiectul ăsta deja e afumat, nu mai are rost. Dacă era să fac chestia asta pentru subscriber și pentru vizualizări și pentru bani, o făceam pentru că nu-mi păsa. Așa, dar nu am făcut-o pentru bani, pentru vizualizări și pentru nu știu ce. Am făcut-o pentru simplu fapt că am fost nemulțumit de Ilie pentru că a cerut 20.000 de euro. Așa, după cum spuneam, un film care deja este pe internet. Iarăși, cel mai important din toată chestia asta este că nu sunt eu persoana care a adus hate-ul, nu sunt eu persoana care a stârnit acest scandal. Eu pur și simplu am comentat la acest scandal. Acest scandal există pe internet, de la faza cu skateparkul. Lumea i-a dat hate de la multe videoclipuri de ale lui. Videoclipuri cum ar fi cu donații, videoclipuri cum ar fi skatepark. Dacă e vinovat sau nu e vinovat, lumea și-a exprimat fiecare punctul de vedere în felul lui. Unul i-a venit cu hate, unul l-a criticat, unul i-a spus că e hoț, unul i-a spus că fură, unul i-a spus că nu știu ce. Și eu, la fel, la rândul meu, am făcut niște videoclipuri în care mie mi s-au părut absurde și eu mi-am dat cu părerea.
Dacă ar fi să ne dăm în judecată așa, n-ar mai exista știrile Pro TV, n-ar mai exista Antena 1, B1, Canal D și toate alea. Și nu e așa de ușor să dai în judecată pe cineva că ce? E ca și cum un surfer dă în judecată alt surfer că i-a furat valul. Deci te poți duce la judecată, te poți duce acolo în instanță și să zici același lucru. Bă, vreau să-l dau în judecată pe alt surfer că mi-a furat valul, când de fapt valul ăla nu e al tău. Pentru haterii care o să vină și o să zic că te-a făcut Ilie, că nu știu ce, că nu știu cum, nu m-a făcut Ilie, eu încă îmi susțin părerea, eu încă cred ceea ce am zis. Videoclipurile, din păcate, nu o să le mai fac publice pentru că ajunge. Eu unul m-am săturat de 4 zile, 5 zile de când a început scandalul ăsta. Sunt super mega stresat, stau toată ziua și fac videoclipuri, stau toată ziua, filmez, nu mă mai ocup de familie, nu mă mai ocup de nimica. Gata, eu unul m-am săturat, nu are rost să merg mai departe. Fac acest videoclip, nu că sunt amenințat, nu că o să fiu dat în judecată sau alte chestii. Fac acest videoclip să mă înțelegeți că ajunge. Eu mă opresc, eu v-am spus ce am avut de spus, cine a înțeles bine, cine nu a înțeles bine. Acum mai e o problemă. În caz că o să fiu atacat și în caz că se vine cu chestii care pe mine mă incriminează și care îmi fac o imagine de rahat, atunci o să răspund. Dar până atunci eu o să stau în banca mea, o să încep să-mi fac din nou conținutul care l-aveam înainte, adică mie îmi plăcea să mă joc. După cum spuneam și în alte videoclipuri, eu nu sunt un vlogger, eu nu am vloguri de, nu știu, cum au alții, nu am talentul ăsta, pur și simplu eu am comentat. Așa, mie îmi place să mă joc, eu mai mult sunt cu gaming-ul. Și bine, de acum încolo poate o să facem și vlog, dar despre alte chestii și car vlog mai mult, care iarăși care o să vină și o să susțină că, bă, ai văzut ce videoclip a postat Roman, că i-a ars casa și că nu știu ce și că nu știu cum. Și o să facă hate pe măsura asta, să fie sănătos. Eu nu m-am oprit că a arătat Roman acel videoclip, pentru că eu am explicat în ce măsuri i-a ars casa lui Ilie. Așa, și eu nu am vorbit despre casa, am zis că pur și simplu mi s-a părut un fake, acel videoclip mi s-a părut o scenare și că pur și simplu nu ai nevoie de 20.000 de euro, repari la living-ul ăla. Da, părerea mea rămâne în continuare aceeași, însă nu o să o mai dezvolt, nu o să o mai public, o să publicăm și o să vorbim despre alte păreri. Înțelegeți? Pentru că deja nu mai are rău. No, cam atât. V-am pupat și ne auzim în alt vlog. Mă duc acasă că e frig de dimineață. M-am trezit de dimineață să fac episodul ăsta cu Elodia. Cu cioacă, cu toate. Doamne, ce am ajuns să fac. Pa!